județului situația nu este gravă comparativ cu alte zone, dar nu este un motiv de relaxare. Și, de asemenea, primarul Ploieștiului spune că situația din Ploiești de pe strada Gheorghe Doja, acolo unde se pare că s-a descoperit un focar, se află sub control, persoanele sunt izolate, iar primăria municipiului Ploiești a luat măsuri pentru asigurarea hranei și celor necesare acestora, celor izolați. O altă noutate vine din partea TCE, atenție, cei care folosesc serviciile operatorului de transport public din Ploiești, de mâine se schimbă programul traseelor TCE. Astăzi s-a aprobat desfășurarea transportului public de persoane în municipiul Ploiești, începând cu data de 29, adică de mâine, pe perioada stării de urgență, după următorul program: 5:30, 11, 14:30, 23:30. Repet programul: 5:30, 11, 14:30, 23:30. În intervalele de timp menționate, circulația mijloacelor de transport se va face cu frecvența programului normal pentru perioada respectivă. O să avem o emisiune cu foarte multe informații foarte importante la zi, putem spune, importante pentru foarte multe categorii, important pentru cei care beneficiază de șomaj tehnic în această perioadă. O să avem o legătură cu doamna Cristina Stoichici, directorul AJFM Prahova, pe care o vedem deja în imagine. Bună seara, doamna director, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună seara, doamna director, ne auziți? Bună seara, doamna director! Bună seara, doamna director! Se pare că se întâmplă ceva cu legătura. Deja primim întrebări din partea telespectatorilor. Abia am anunțat că vom discuta despre acest subiect și iată... Bună seara, doamna director! Bună seara, domnule Preda, sper să mă auziți. Vă auzim foarte bine și vă mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că avem, da, vă aud și avem eu nevoie de... Bună seara, domnule Preda, vă aud și eu. Perfect, atunci, doamna director, avem cu toții nevoie de informații venite eu de la dumneavoastră. Dumneavoastră nu mă auziți? Vă aud foarte bine, foarte, foarte bine vă aud. Mă auziți acum, doamna director? Bună seara, domnule Preda. Eu vă aud foarte bine, doamna director. Acum m-auziți și dumneavoastră? Eu vă aud foarte bine. Cred că e o problemă cu legătura. O să-i rog pe colegii din regie să o refacă. Cu siguranță vom beneficia de informații foarte proaspete și la zi din partea doamnei director a AJFM Prahova, doamna Cristina Stoichici. Deja, iată, îmi vin întrebări pe rețelele de socializare. Nu știu dacă s-a refăcut legătura, or să mă anunțe colegii. După cum spuneam, vom vorbi despre acest subiect foarte, foarte important pentru foarte mulți prahoveni, despre șomajul tehnic, cine beneficiază, cum, când se fac plățile și toate informațiile pe care ni le poate oferi directorul AJFM Prahova. De asemenea, în emisiune vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu elevii din clasele terminale, pentru că în direct alături de noi va fi și inspectorul general școlar al ISJ Prahova, inspectoratul școlar general, domnul Constantin Pisău, va intra în direct cu noi și ne va aduce la cunoștință toate noutățile referitoare la acest subiect extraordinar de interesant pentru toți elevii și pentru, bineînțeles, pentru toți părinții, cum se vor încheia mediile, cum se vor da examenele și multe, multe alte informații la zi. Nu știu dacă au reușit să refacă legătura cu doamna director. Se pare că va întârzia această legătură. Până una alta, trebuie să vă mai spun că dacă vorbim și despre lucruri bune și despre gesturi frumoase, trebuie să vă mai spun că spitalele din Câmpina și din Ploiești au beneficiat de o donație importantă. Mă refer la dispozitive de ventilare și asistare respiratorie. Ei bine, spitalele din Câmpina și Ploiești, evident Spitalul Județean și Spitalul Municipal Câmpina, au primit aceste aparate
de ventilare automată și asistare respiratorie, filtre și consumabile pentru acestea, 140 de sonde traheale și alte 120 de seturi de intubație necesare procedurii de tratare a bolnavilor infectați cu noul coronavirus le-au primit din partea Arhiepiscopiei Bucureștiului, Protopopiatul Ploiești Nord și Protopopiatul Ploiești Sud, aceste trei instituții, nu știu cum să le spun, care fac parte din Biserica Ortodoxă Română, au făcut donații către Spitalul Județean de Urgență Ploiești și sunt spitale care, și către Spitalul Municipal Câmpina, spitale care sunt în prima linie în lupta împotriva COVID. Nu știu dacă au reușit colegii să refacă legătura. Se pare că da. Bună seara, doamna director. Ne auziți acum? Bună seara, ne auziți acum? În continuare, probleme, nu ne lăsăm. Vom insista până în momentul în care vom reuși să obținem toate aceste informații pe care le-am promis telespectatorilor noștri. Vom insista și până la urmă, cu siguranță, vom reuși să avem un dialog cu doamna director al AJOFM Prahova, doamna Cristina Stoichici. După cum spuneam și cred că e foarte bine dacă repetăm această informație pentru că este importantă pentru cei care în continuare merg la serviciu sau merg să-și rezolve diverse probleme în oraș. Bună seara, doamna director! Mai încercăm o dată! Bună seara! Mă auziți, doamna director? Bună seara, doamna director! Mă auziți? Nu, încă o încercare eșuată, dar trebuie să ne iasă până la urmă în regie. Colegii mei se vor ocupa ca totul să meargă impecabil, să sperăm că le va și ieși. După cum spuneam, este o informație foarte importantă. De mâine, de miercuri, se schimbă din nou programul traseelor TCE, fostul RATP, programul autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor din municipiul Ploiești. Cei care merg în continuare la serviciu sau au nevoie să iasă pentru urgențe, evident, pentru a-și rezolva diverse probleme, este foarte important să știe aceste lucruri. Desfășurarea transportului public de persoane în municipiul Ploiești, începând de mâine, 29 aprilie, se va efectua după următorul program. 5:30, 11, 14:30, 23:30. Este foarte important de știut acest lucru, cu atât mai mult cu cât în intervalele de timp menționate, circulația mijloacelor de transport se va face cu frecvența programului normal pentru perioada respectivă. Este foarte important. Se pare că până la urmă o avem pe doamna director Cristina Stoichici pe telefon, dar tot este bine pentru că vom putea obține informațiile necesare. Bună seara, doamna director, acum mă auziți? Vă aud, domnule Preda, vă auzeam cu multe întreruperi și cred că nu era legătura cea mai bună. Cred că nici eu, nici pe mine nu mă auzeați foarte bine. Chiar nu reușeam să vă auzim. Mă bucur că putem dialoga măcar prin telefon. Iată câteodată și tehnica și tehnologia ne mai joacă mici feste. Dar important este ca mesajul dumneavoastră și informațiile pe care puteți să le furnizați prahovenilor să ajungă la destinație. Cred că e mult mai important. Doamna director, spuneți-ne ce se întâmplă cu șomajul tehnic. Da, pentru solicitările pe luna martie, noi am închis aproape, săptămâna aceasta finalizăm închiderea lunii martie. Am avut 1588 de solicitări unice angajatori, da, pentru 11.000 de salariați. Dintre aceștia am plătit 1547 de angajatori cu 10.831 de angajați și mai avem 9 de plată mâine, sunt în verificări, au ajuns în ultimile zile. Și pentru 32 de angajatori n-au fost aprobate cererile,
din diferite motive, nu au fost conforme cu ordonanța 30 și modificată cu ordonanța de urgență 32. Pot să vă și enumăr câteva... Ar fi bine tocmai ca alți angajatori să nu mai greșească. Așa. Asta vreau și eu. A fost o muncă susținută. Împreună cu colegii mei am lucrat să încetat la aceste solicitări, să le putem procesa și verifica și plăti. Deci, între motivele pentru care nu s-au aprobat plățile, o să le renumăr câteva, foarte important. Suspendarea contractului de muncă cu alt articol decât 52 alineat în litera C din codul muncii. Cereri suspendate contractele pentru luna aprilie, începând cu luna aprilie, au fost suspendate anterior. O să fac mențiunea la final ce se va întâmpla cu solicitările pentru luna aprilie, ca să, da, să fie clar cum anumele vom fi. La fel, alte contracte active cu normă întreagă ale angajatorilor la alte firme. Știm că aceștia, conform articolului 11, nu se încadrează ca fiind eligibil pentru șomajul tehnic. Au primit solicitări și pentru contracte nesuspendate, trei firme. Cereri greșite adresate agenției noastre, pe care le-am redirecționat AJP-ului. Erau peste aur sau întreprinderi individuale, cabinete care erau organizate pe codul civil. Două respingeri au fost pentru că aveau sediu social în alt județ. Iată, un alt motiv. Și, de asemenea, unii au refuzat ca urmare a unor greșeli pe care le-au făcut pe digital, l-au renunțat și au zis că depun pentru luna aprilie să-și refacă documentația compusă. Deci, doamna director, ca să înțelegem foarte clar, se poate reface documentația în situația în care acest lucru este posibil și se pot recupera banii din urmă? Deci, până la acest moment, am vorbit cu sute de firme care s-au refăcut. Au fost mici greșeli, au remediat, am făcut calcule din nou, au suspendat. Au corectat erori, pentru că suspendarea trebuie să se asume în debital cu articolul corect, articolul 52, alineatul 1, litera C, repet, acesta este articolul din ordonanță cu șomajul tehnic. Și, de asemenea, vreau să spun că cei care vor depune pentru luna aprilie vor depune numai pe platforma aici.gov.ro, începând cu 1 mai. Această platformă în zilele acestea suportă niște modificări importante pentru a veni, tocmai pentru a veni sprijinul angajatorilor. Și anume, declarația să fie semnată de administrator, cererea nu să mai dea voie să fie completată fără date foarte importante pentru noi. Adică telefon, adresă de mail, codul IBAN. Am încă două societăți pe cărora le-am primit scrisori la adresa de sediu pentru că nu au completat nimic. Nici telefon, nici adresă de mail, nici cod IBAN. Deci, da, aceste lucruri până la urmă sunt elementare, chiar putem spune. Da, așa este. Uneori se minunesc că pot fi trimise niște documentații atât de incomplete. Dar asta este. Vi le-am spus pentru că m-am confruntat cu ele. Doamna director, ne-ați spus că aproape ați terminat cu plățile pentru luna martie. Dacă ar fi în procente, cam unde s-ar situa? Păi eu vă spun clar că mai sunt decât 9 firme cu 14 angajați pe care îi vom plăti. Deci procentul putem spune că se apropie, e trecut bine de 95%, putem spune. 99%. Doamna director, până una alta, aș vrea să vă adresez o întrebare din partea unui telespectator.
Întreabă dacă angajații care se află în șomaj tehnic, care este statutul acestora? Dacă ei mai figurează ca angajați? Întreabă telespectatorul nostru. Sigur că da. Contractele lor de muncă au fost suspendate din inițiativa angajatorului. Deci ei sunt la dispoziția angajatorului pe această perioadă, numai că vor sta acasă și vor primi 75% din salariul de bază. Am înțeles. Sper că și telespectatorul nostru este mulțumit de răspunsul dumneavoastră. Deci banii pentru luna martie sunt plătiți în proporție de 99%. Urmează să înceapă operațiunea aferentă lunii aprilie. Am mai discutat aici în emisiune, doamna director, dar aș vrea tare mult să vă rog să repetați. Cum se efectuează aceste plăți? Cum ajung banii la oameni, la angajați? Sigur, banii revin angajatorul. De solicitarea se face de către angajator, are documentația pe platforma menționată aici, www.google.ro. Acolo găsește PDF-urile pe care trebuie să le completeze și să le încarce. Noi le descărcăm și le procesăm, le verificăm și le dăm la plată. Angajatorul, în momentul în care are banii în fond, are 3 zile la dispoziție să plătească acești bani salariați, bineînțeles, după plata contribuțiilor. Doamna director, trăim totuși în România și am văzut multe lucruri și mă simt oarecum obligat să vă întreb. Dacă un angajator care a suspendat anumite contracte pentru unii dintre angajați primește acești bani, nu își anunță angajații că au venit banii și folosește banii respectiv, nu știu, pentru alte lucruri. Ce se întâmplă? Puteți verifica dacă banii ajung într-adevăr la oameni? Acesta este atributul ITM-ului, însă și noi avem comunicări cu angajatorii să știu că angajații ne primă și pe noi. Și le dăm datele exacte când au fost plătiți banii și să întreb angajatorul când le plătesc salariile. Am înțeles. E cred bine că nimeni să... nu este... Adică nu cred că o să-i convine cuiva să plătească amenziile prevăzute de lege pentru acest aspect. Nu mai zic că poate fi și o chestie de natură penală până la urmă, ne putem gândi. Da, asta vreau să zic. Am înțeles. Deci în cazul în care să știe toată lumea și să procedeze exact așa cum trebuie, pentru că în cazul în care lucrurile nu merg în direcția dorită, banii nu ajung la angajați, banii statului nu ajung la angajați, atunci lucrurile sunt de natură penală, intervin alte instituții ale statului, unele dintre ele foarte aspre, care dau și niște pedepse destul de dure. Deci angajatul poate imediat să facă petiție la ITM și imediat firma va fi controlată. Am înțeles, am înțeles. Doamna director, discuția noastră precedentă de aici din emisiune spuneați că vă așteptați ca numărul contractelor suspendate să crească. Aș vrea să vă întreb dacă s-a întâmplat acest lucru. Da, pentru luna aprilie, așa cum am datele din revisalul ITM, sunt 30.000 de contracte suspendate în județul nostru. Da. Pentru adică cu acest articol care este eligibil pentru șomajul tehnic, acum așteptăm solicitările angajatorilor pentru acești oameni, ar fi de trei ori mai mult decât luna martie, perioada din luna martie, 16 martie, 31 martie. Și suntem pregătiți să le procesăm. De asta v-am spus că platforma unică pe care angajatorii vor încărca solicitările suportă zilele acestea niște modificări în sprijinul ușurării acestor solicitări, acestor procesări. Am înțeles. Sunt foarte multe voci în spațiul public care spun, domnule, uite, se încheie luna aprilie, urmează luna mai. S-a tot dat ca referință data de 15 mai, când ar putea avea loc anumite relaxări. Și sunt întrebări ce se întâmplă cu șomajul tehnic după data de 15 mai.
Șomajul tehnic funcționează pe perioada stării de urgență. După această perioadă, angajatorii beneficiază sau vor beneficia în funcție de ce va accesa fiecare și în funcție de cum se vor gândi să-și reorganizeze activitatea și să-și cheme angajații la lucru de alte măsuri, de guvern. Doamna director, pe de altă parte, ne putem aștepta ca în momentul în care nu va mai fi stare de urgență, în momentul în care lucrurile se vor îndrepta într-o direcție bună, ca multe dintre societățile care și-au întrerupt activitatea pe perioada stării de urgență să nu-și reia activitatea. Oamenii vor spune, domne, nu mai am capacitatea financiară să mă ocup de această activitate. Ce se va întâmpla cu angajații care au fost până în momentul respectiv în șomaj tehnic, ce se va întâmpla cu ei? Aceștia pot beneficia, dar la inițiativa angajatorului, de șomajul clasic. Noi avem, ce să vă spun acum, avem 1247 de solicitări noi de șomaj clasic. Da. Deci cam 50% din ce avem acum indemnizat. S-a mărit și numărul acestor șomeri și la închiderea lunii aprilie vom avea exact cifra și rata șomajului pentru județul nostru. Doamna director, v-am întrebat despre acest scenariu oarecum negativ, dar aș vrea să vă întreb și un alt lucru și poate ne dați o veste bună. Cei care doresc să facă angajări de multe ori anunță și AJFM-ul tocmai pentru a se lua legătura cu cei care își caută un loc de muncă. Spuneți-mi, vă rog, dacă în această perioadă au fost și solicitări pentru a face angajări. Da, mă bucur atunci. Sunt și obligați. Am înțeles, da. Trebuie o anexă 1A cu declararea locurilor de muncă vacante. Avem în continuare solicitări pentru angajări, nu la fel ca în fiecare lună, în mod normal, însă nu mai sunt de ordinul miilor, sunt de ordinul sutelor angajări. Deci au scăzut drastic. În această perioadă știm și de ce. Da, era de așteptat să se întâmple acest lucru, să scadă numărul, dar important este faptul că, iată, sunt câteva sute de locuri de muncă disponibile acum în Prahova. Angajatorii caută forță de muncă. E un lucru important, înseamnă că lucrurile nu se mișcă. Sunt în continuare locuri de muncă vacante, da. Asta e important. Nu este decizia angajatorului dacă se reorganizează, poate pentru o altă activitate sau își reia activitatea, după ce își va chema angajații care sunt în tehnic, ce va face ulterior. Da, doamna director, atunci ca să tragem niște concluzii. Plățile pentru șomajul tehnic aferente lunii martie sunt efectuate în proporție de 99%. Urmează derularea acțiunii aferente lunii aprilie. Angajații primesc banii, șomajul tehnic îi primesc de la angajator. Angajatorul trebuie să dea banii oamenilor în termen de 3 zile după ce i-a primit de la dumneavoastră. Corect. Să știe toată lumea, aceste informații sunt foarte importante pentru cei care beneficiază în această perioadă, au contractele de muncă suspendate și beneficiază de șomajul tehnic și pentru telespectatorul nostru care a întrebat, cred că ne-a mai adresat niște întrebări. Da, iată, vă mai rețin pentru cel puțin o întrebare, doamna director. Întreabă telespectatorul nostru dacă din șomajul tehnic se rețin cote pentru stat sau cotele sunt virate automat către stat. Banii care vin în mâna angajatului sunt liberi de impozit. Da. Noi virăm 75% din salariul brut, da, la angajatorii. Da. Iar angajatorii plătește pentru acești bani contribuțiile pe care le plătea în statul de plată. Am înțeles. Da, toate asigurările.
Logica ar fi, și cred că pentru aprilie, fiind lună întreagă, vor putea face socotelile mult mai ușor, angajații, pentru că știm cine sună și ne treabă cât ar trebui să ia. E un calcul aproape simplu. De exemplu, avem 2230 salariu minim, angajatorul va primi 1773, din care va primi contribuțiile, iar salariatul îi va rămâne 1300. Am înțeles. Deci banii care vin, banii care încasează salariatul, sunt bani curați, nu mai sunt impozabili. Au fost deja impozitați. Ei își urmează costul salariului. Deci exact cum a făcut statul angajatorului cu brutul la salariu brut, da? Și salariatul luat, exact așa urmează costul șomajul tehnic. El de fapt este un venit diminuat. Da. Pentru că oamenii stau acasă. Da, sper că această informație l-a lămurit complet pe telespectatorul nostru, deosebit de interesat de acest subiect. Noi așteptăm telefoane și vom urmim punctual în fiecare sal, în parte, pentru că sunt situații diferite. Și, de asemenea, trebuie să ne seama că la salariul lui brut nu se mai adaugă florurile sau se mai iau normal dacă veneau la lucru. Da, da. Doamna director, dumneavoastră conduceți o instituție care, iată, în această perioadă are foarte mult de lucru. Aș vrea să vă întreb care este starea de spirit la dumneavoastră, a colegilor dumneavoastră, și dacă toată lumea este în plină sănătate și poate să-și desfășoare activitatea. Toată lumea este prezentă. Nu avem plânge pentru că atunci când este greu trebuie să facem față. Suntem o echipă care muncește indiferent în ce condiții. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși și de gât și să nu avem probleme de altă natură. Am înțeles. Doamna director, vreau să vă mulțumesc. Sper că toate informațiile sunt de folos pentru telespectatorii noștri, cei care au primit deja șomajul tehnic sau urmează să-l primească. Vă mulțumesc, doamna director, și vă doresc multă sănătate și... Vă stau la dispoziție cu orice informație pe care eu să vă dau. Cu siguranță vom mai dialoga în această emisiune pentru că se întâmplă multe lucruri și este mare nevoie de informație venită chiar de la dumneavoastră să știe toată lumea ce trebuie făcut, toți cei care beneficiază de șomaj tehnic sau știu eu de alte servicii din partea instituției pe care o conduceți. Dacă pot să mai spun ceva, vă rog. Vă rog. Pentru șomeri indemnizați, da, care ar trebui să se prezinte la vizită, noi am încercat cu toate mijloacele să le spunem, să le comunicăm că nu trebuie să se prezinte la viză. Am luat legătura și cu primăriile respective de domiciliu ale lor. Pe această perioadă, când este instituită starea de urgență, nu au obligativitatea de a se prezenta pentru viză. Da, toate aceste vize se operează în sistemul informatic și el primesc banii. Am înțeles. Cred că și acest anunț făcut de dumneavoastră este important pentru cei care se află în situația respectivă. Doamna director, vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm în această emisiune de câte ori va fi nevoie să aduceți noi lămuriri și să ne prezentați noi informații. Multă sănătate, mulțumesc, doamna director, și spor la treabă și dumneavoastră, mulțumesc, și colegilor dumneavoastră care, iată, în această perioadă au foarte, foarte mult de lucru. Mulțumim dumneavoastră, multă sănătate. Seară frumoasă, doamna director. Astăzi, chiar înainte să intrăm noi în direct, președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă, a încercat să mai lămurească din lucruri. Ce am reușit eu să prind înainte să începem emisiunea, înainte să intrăm în direct, a fost faptul că ne-a cerut să nu ne relaxăm. E mult prea devreme, spunea președintele, și am reținut de altfel și faptul că
pe 15 mai, dacă lucrurile nu vor merge bine, nu va exista relaxare și dacă va fi ridicată una dintre restricții și lucrurile nu merg în sensul pe care îl așteptăm cu toții, în cazul acesta se pare că acea restricție va reveni. Deci trebuie să fim în continuare prudenți, să ne uităm pe geam, să înghițim în sec când vedem vremea de afară și să rămânem în continuare în casă și să respectăm în continuare toate prevederile. Alături de mine se află jurnalistul Vlad Dumitrescu. Bună seara, Vlăduț, mă auzi? Bună seara, Victor. Salut, Vlăduț, mă bucur că ești în direct cu mine. Ce faci? Cum e acasă? Cum e perioada asta pentru tine? Așteptăm ziua de 15 mai, dar nu știu cât de bine va fi și după ce m-am văzut că mai devreme vorbeai despre șomajul tehnic. Da. Și că imediat după ce se va anunța că se renunță la starea de urgență, angajatorii vor fi obligați să plătească șomajul tehnic dacă vor. Îți dai seama că vor fi multe societăți care nu vor putea să plătească angajații în acea perioadă în care nu va funcționa. Și ce se va alege de oamenii ăștia, de cât numărul mare de șomeri pe care îl vom avea în Prahova? Cu siguranță vor fi, cel puțin din punct de vedere economic, vor fi vremuri foarte grele și tu te gândești la firmele care își pot relua activitatea și Exact, acolo va pentru fi pentru că relaxarea asta nu va propune și o relaxare financiară, să zic așa. Așa este și vom vedea într-adevăr societăți care nu își vor mai relua activitatea, vom vedea un număr mult mai mare de șomeri. Să sperăm că totuși ne înșelăm, dar tare mi-e teamă că vom asista la astfel de lucruri, vom vedea o ofertă probabil mult mai mică de locuri de muncă. Va fi greu, va fi greu, dar am mai trecut noi românii prin astfel de situații și le vom depăși. Te rog, nu... guvern, mă auzi? Te ascult, sigur. Da, onorul nostru guvern vorbește strict despre măsurile de relaxare în ceea ce privește ieșitul pe stradă, dar nu vine cu măsuri economice și în sprijinul oamenilor de afaceri și a societăților. Da, logica și bunul simț și decența, toate acestea mă asigură că va veni și un pachet de măsuri economice în sprijinul societăților, Victor, de data de 1 mai, în două săptămâni, nu știu dacă poate să vină cu vreo măsură să-i mențină pe cei oameni în viață. Vlăduț, știi foarte bine că la noi ne apucăm de dezăpezire la două săptămâni după ce a nins. Adică nu m-ar mira ca pachetul ăsta să fie prezentat opiniei publice sau să fie pus în practică, știu, undeva pe la 1 iunie. Da, faptul nu știu dacă că avem loc de luptele politice care au loc acum. Da, ai văzut opoziția, care nici nu știe, opoziție, putere, deja se anunță o moțiune de cenzură. Adică e tare complicat. Dar uitându-mă ce se întâmplă în alte țări, totuși sper că și la noi va fi anunțat și evident pus în practică un program de susținere a societăților comerciale, a firmelor, tocmai măcar din perspectiva continuării activității. Întrebarea, dar au cu ce să susțină societățile comerciale? Bani, păi... De unde, Victor, de unde? Păi mine m-a întrebat vreodată statul dacă am de unde să-i plătesc. Acum și eu am pretenția. El a avut pretenția să-i plătesc, i-am plătit întotdeauna. Dacă nu-i plăteam, era mai rău. Acum am și eu pretenția de la stat să nu mă interesează de unde, că nici pe el nu l-a interesat de unde am luat eu, nici pe mine nu mă interesează de unde. Știu, sigur, nu sună, din punct de vedere economic, nu are nicio logică ceea ce spun eu. Dar trebuie să găsească niște resurse, astfel încât să facă o injecție financiară în economie, așa cum au făcut francezii, germanii, ungurii, polonezii, toți. Și au prezentat unii niște proiecte de relansare a economiei absolut, cu niște cifre absolut uriașe. Poate că nu vom putea să injectăm atâția bani cât Germania. Nu poate. Sigur nu vom putea băga atâția bani în economie cât a băgat Germania. Nu ne comparăm. Nici cât a băgat Franța, nici cât a anunțat Marea Britanie. Dar la nivelul nostru, al economiei noastre, trebuie să găsim niște resurse și să facem acest lucru, să repornim economia.
De la trebuie până la face este cale lungă. În România, în alte țări nu e cale lungă. La noi, într-adevăr, întotdeauna a fost cale lungă. Dar uite, acum de la trebuie la a face, nu am cum să fie cale lungă, Vlăduț, pentru că te rog să întrerupem un pic discuția noastră, luăm o scurtă pauză de publicitate, că trebuie și o și facem. Ne întoarcem repede și continuăm discuția noastră și avem și alți invitați cu care vom discuta despre lucruri care se întâmplă acum. Publicitatea așadar.